Ne-ar putea aștepta un adevărat cutremur în transportul aerian. Compania Aeroportul București ia în calcul încetarea prestării serviciilor către Tarom, dar și inițierea acțiunilor judiciare privind insolvența companiei aeriene. Deocamdată, compania Aeroportul București spune că nu se va ajunge totuși până la oprirea curselor Tarom. Datoriile companiei doar către ANAF se ridică la peste 81 de milioane de lei. La finele anului 2020, datoriile totale însumau circa 1 miliard de lei. Și discutăm pe această temă cu Ștefan Neveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bun găsit, Ștefan! Rămâna, bună dimineața! Nu avem cum să nu facem o paralelă cu ce se întâmplă la Blue Air, o altă companie românească, particulară, într-adevăr, dar e posibil ca să se ajungă în acea situație și la Tarom, compania de stat cu tradiție? Este posibil. Este posibil pentru că astăzi, în momentul în care vorbim, datoriile companiei Tarom către aeroportul Henry Coandă, compania națională a aeroportului București, se ridică la aproximativ 130 de milioane de lei. Anul trecut această datorie era undeva la 110 milioane lei. Aceste datorii înseamnă diverse taxe, survol, landing, parcare și așa mai departe, pentru că sunt diverse taxe pe care compania Aeroporturi București le percepe tuturor firmelor, companiilor de aviație din lume, indiferent că sunt române sau străine, care operează pe aeroportul Henry Coandă. Din păcate, Tarom a strâns, a adunat și aceste datorii. Nu se pune problema deocamdată unor insolvențe sau blocării conturilor sau neacordării acestor servicii, pentru că aeroportul Henry Coandă a luat în calcul ca și garanții pentru aceste datorii hangarul operatorului aerian Tarom, sediul, clădirea și alte active din patrimoniul Tarom. Am întrebat aeroportul, am întrebat Tarom și deocamdată nu se pune problema sau în acest sens, în a bloca activitatea Tarom, nu s-a avut în vedere acest lucru, evident, sub stricta supraveghere și sub aceste garanții de care v-am spus mai înainte. Da, vom vedea ce se va întâmpla și în cazul companiei de stat Tarom, după ce scandalul Blue Air a atras atenția tuturor. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, Ștefan Neveș. Mergem mai departe.